Campaniile clasice de prevenție a drogurilor, cele cu sloganuri, pedepse și efecte, nu funcționează pentru toți elevii. De fapt, funcționează pentru puțini dintre ei. Degeaba cei din jur își dau tot interesul dacă pentru ei nu contează exact ceea ce ar trebui să fie cel mai important, viitorul lor. Și asta pentru că, și o spun chiar polițiștii de la Biroul pentru Siguranță în Școli, tinerii aceștia fac parte dintr-o generație care nu înțelege ce înseamnă nu. O generație care face exact ceea ce îi se spune să nu facă, pentru a testa. E generația care merge întotdeauna pe varianta ce e interzis, să vede ce e interzis. E curiozitatea oarecum firească, până la urmă și noi ca oameni mari avem curiozitățile noastre. Noi spre deosebire de deja avem partea aia de cenzură, partea de conștiință, partea de analiză oarecum mai complexă a fenomenului, într-un complet mai mare de factori, pe când ei se duc. Oare de ce e interzis? Înseamnă chiar atât de multe rele poate să facă? Hai să vedem dacă se aplică și în cazul meu. Pe de altă parte, tonul cu care se vorbește în spațiul public despre droguri este unul ostil, țipător și tinerii aproape că își acoperă urechile când aud sloganuri de genul drogurile înseamnă moarte, spune nu morții, drogurile îți opresc zborul, fii puternic, nu lăsa drogurile să te doboare. Și mai este ceva foarte interesant. Chiar dacă elevii știu totul despre substanțele psihoactive și despre efectul lor, când vine vorba despre ei înșiși, le vine greu să facă diferența dintre bine și rău. Nu înțeleg că și pe ei îi afectează consumul acestora, nu doar pe prietenul de la bloc, pe colegul de bancă, ori pe cel care dansează haotic alături în club. Constatăm un paradox. Elevii sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere teoretic, referitor la substanțele pe care le consumă, substanțele care există pe piață, dar în același timp au oarecare blocaj, probabil vârsta și exact ce ziceam, presiunea anturajului, în care nu conștientizează că acele lucruri pe care ei le cunosc din punct de vedere teoretic se pot răsfrânge și asupra propriilor persoane și integrității lor fizice până la urmă și psihice în cele din urmă. În cadrul acțiunilor lor, polițiștii de la Biroul pentru Siguranță Școlară întâlnesc tot felul de cazuri. Au uneori chiar și surprize, plăcute. Sunt copii care abordează problema drogurilor în moduri inedite. Unul dintre ei a uimit asistența în cadrul căreia a prezentat un proiect, alegând un slogan foarte bine gândit, "I'm too good for drugs", adică sunt prea bun pentru droguri, moto care a pus polițiștii pe gânduri datorită perspectivei din care pot fi privite substanțele interzise. Pe mine m-a frapat un mesaj al uneia dintre participanții la o activitate care a spus "I'm too good for drugs" și am luat-o ca și wow, niciodată nu m-am gândit nici eu la o abordare de genul ăsta în care să mă pun pe primul plan pe mine, după care să mă gândesc dacă merită sau nu merită să mă stric între ghilimele cu cei din jur, cu provocările celor din jur și inclusiv cu substanțele care mi se oferă. Deci, anturajul poate fi destructiv, însă dacă un tânăr gândește despre el la modul "Eu sunt mai bun de atât, eu nu sunt slab ca alții și nu mă las influențat de ei", atunci acel tânăr poate rămâne vertical, își poate vedea de drumul său fără să decadă. Iar în ce privește vârsta de la care începe consumul, aceasta poate fi reglată în familie. Drogurile, definite de Organizația Mondială a Sănătății, sunt orice substanțe care aduc schimbări în organism, inclusiv medicamentele, țigările și alcoolul. Dacă de când sunt mici copiilor li se permite consumul acestora, asta se cheamă că au început să se drogheze de la vârste fragede. Ca și concluzie, toată lumea este implicată, că vrea sau nu, în viitorul tinerilor. Educația se face începând de acasă, continuă pe stradă și la școală, școala care ar trebui să se implice și emoțional în creșterea copiilor, ci nu doar din punct de vedere al procesului de învățământ. Astfel, comunicarea empatică și relaționarea ar putea fi soluția salvatoare.